Coincidență nefastă la Roma, unde o familie de tineri români a fost distrusă. Un soț căuta să se bucure de plăcerile oferite de o prostituată, însă și-a descoperit propria soție în timp ce negocia cu un alt client. Soțul de 32 de ani a decis într-o seară după ce a consumat alcool la un bar din Roma să meargă pe o șosea unde știa că sunt prostituate și să aleagă una ca să se distreze. În timp ce se afla la locul de activitate al prostituatelor, românul și-a văzut soția intenționând să ademenească un client. Bărbatul, înfuriat, a târât-o de păr în mașină și a lovit-o cu pumnii și picioarele.